ziua și mâncă, vă spunem și de această dată, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Timp de o oră o avem invitată în platou pe doamna profesor universitar Dr. Mihaela Albu, scriitor, om de cultură, erudit om de cultură al țării noastre și, a spune eu, un om al cuvintelor de valoare, un om al expresiilor frumoase și un om al sufletului. Al sufletului, cred că este suficient, pentru că despre asta este vorba. Un om dedicat culturii naționale, un om dedicat în special culturii și recuperării exilului românesc. Vă mulțumesc tare mult, doamna profesor, că ne sunteți alături. Eu mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Sunt prea mari. Modestia este caracteristică oamenilor care lasă urme. Iar dumneavoastră lăsați urme neîncetat pe unde mergeți și nu sunt locuri deloc puține. V-ați întors de curând din Grecia. Da. Ne-ați reprezentat la Salonic. Da, de acum câteva zile, săptămâna trecută și s-a încheiat duminică, a fost Târgul Internațional de Carte de la Salonic. Am înțeles dintr-o înregistrare apărută după aceea difuzată la TVR, că este cel mai mare târg de carte din Grecia. Anul acesta țara invitată a fost Emiratele Arabe, dar România a avut standul chiar lângă Emirate și sigur că acesta a fost un avantaj, pentru că cei care veneau să vadă standul țării invitate treceau implicit și pe la standul nostru. Și zic eu, și după celelalte discuții cu alți autori care și-au prezentat cărțile și cu organizatorii, evident, că au fost vizitatori interesați, mai ales că relațiile româno-elene sunt vechi și sunt statornice și sunt frumoase. Noi, se știe, din cu secole în urmă, două secole cel puțin în urmă, am avut relațiile cu totul speciale cu domnitori fanarioți, dar mulți dintre ei au lăsat urme în cultura română și urmașilor sunt încă astăzi români care fac cinste țării noastre și originilor, evident. Pe de altă parte, știm că România a fost una dintre țările care a găzduit emigranți greci și cei care au venit atunci au trăit o bună parte din timp în țara noastră și în Craiova și copiilor, mulți născuți în România, copiilor au devenit româno-greci sau greci-români, cum vrem să le spunem, și cred că unul dintre ei reprezentativ și care este cu adevărat român în suflet, deși grec prin naștere, este Apostolos Patelachis, cel care s-a născut la Craiova, cel care a făcut școala în Craiova, facultatea, doctoratul în Craiova și care iubește România și promovează România în Grecia după ce s-a repatriat. În continuare promovează România și limba română prin toate mijloacele, deci predând la Institutul de Limbi Balcanice limba română, traducând pentru oficialii români și oricine este venit în Salonic, mai mult sau mai puțin oficial, el îl sprijină. De la traducere până la a-i arăta orașul și a-l informa. S-a întâmplat acest lucru și la Târgul de Carte, unde el, alături de cea care a fost organizator principal, Angela Brațu, au ajutat promovarea cărților românești și a autorilor români acolo. Aș putea vorbi mai mult despre târg, dacă... Sigur că da, este un târg internațional de carte, așa cum bine spuneați. Și unde v-ați prezentat cu volumul Din Exil Acasă, cu Eminescu de mână, volum publicat la editura Muzeul Literaturii Române, un volum foarte bine primit de către, până la urmă, oamenii de specialitate din domeniu, deși este un volum care poate fi lecturat și de către publicul larg, un volum premiat
și un volum care capătă, a spune eu, greutate și greutate prin prisma scrierilor importante care se regăsesc în acesta, dar și prin prisma greutății la propriu, fizice, de la o întâlnire alta. Mi-amintesc că era ceva mai subțire. Era mai subțire prima ediție, între timp am mai găsit și s-a mărit și sunt convinsă că nu am găsit tot. Dacă, să vedem, s-ar putea să mai găsesc și să edităm și a treia ediție, pentru că, într-adevăr, a fost de către cercetători, în primul rând, a fost foarte bine primit. Prima ediție nu a mai rămas niciun exemplar, măcar la târg, și acum 2 ani, și eu însă mi mai am doar un exemplar. Între timp, cum spuneam, am mai găsit articole, studii, începând cu prima carte, o carte subțire, dar dedicată lui Eminescu, intitulată chiar Eminescu, în 48, de către Petre Ciureanu, un profesor român care era stabilit în Italia. Cartea a fost în limba italiană și, iată, cred că am greșit, 46, rectific, deci. A fost tradusă în limba română de către colega și prietena italienist dedicat limbii italiene, dar sigur traducerii în limba română, Carmen Teodora Făgețeanu. Așadar, cum spuneam, volumul anterior, ediția anterioară, începea cu prefața lui Mircea Eliade la primul volum de poezii apărut în exil, volum necenzurat la vremea aceea, în 48-49, când în România Eminescu nu era decât cumpărat și proletar și, eu știu, Scrisoarea a treia, pe când Doina, de exemplu, nu avea ce căuta în volumul Eminescu. Prima ediție, cum spuneam, începe cu prefața lui Eliade, a doua ediție cu Petre Ciureanu, volumul cu un fragment, evident, tradus de Teodora Făgețeanu. Volumul a fost prezentat la Salonic și a ajuns acolo grație, în primul rând, editurii, dar mai ales Ministerului Culturii, care a trimis mai multe exemplare, cum spuneați, fiind greu și la propriu, ca atare destul de dificil de transportat cu avionul. A stârnit interes printre românii care trăiesc acolo și mai ales, sigur, printre cei care sunt interesați de literatură, de cultură, și trebuie subliniat că aceste studii și articole au fost interzise la noi timp de aproape 50 de ani și este prima oară când sunt dezvăluite publicului interesat. Cât de dificil a fost, iată, să culegeți toate aceste articole, să le adunați sub coperțile unei cărți? Dificultatea este, sigur, în primul rând, de a le afla, dar pentru că mă ocup de peste 20 de ani, 25 de ani de exil, încet, încet am stabilit un fel de rețea. Eu citind foarte mult și căutând mereu în revistele și cărțile pe care le-am avut la îndemână, sigur că rețin lucruri care mă interesează și atunci știu unde să mă duc. Fac o mică paranteză, de obicei din facultate, după ani și ani, nu mai ținem minte normal ce am învățat atunci. Ce ne-a învățat facultatea este că știm unde să căutăm, știm cum anume să căutăm și unde să găsim informația despre un anumit subiect sau altul. Ca atare, sigur că nu a fost ușor, dar încercând așa din aproape în aproape am găsit, cum spuneam, în prima ediție nu tot ce a apărut în a doua ediție și sunt convinsă că nici acum nu am găsit tot. Pe de altă parte, dificultatea cea mare a fost de a le copia, pentru că nu am niciun fel de sprijin fizic și atunci, chiar spuneam, atunci când făceam corectura,
a trebuit să o fac de mai multe ori, bineînțeles, eram surprinsă eu însă de cum, câtă răbdare am putut să am, pentru că sunt aproape 600 de pagini. Mi-aparține cuvântul înainte, sigur că am scris despre această carte și despre ceea ce am făcut prin această restituire, iar postfața îi aparține unuia dintre cei mai importanți eminescologi români, profesorului academician acum, Teodor Codreanu, cel care a citit în amănunt absolut tot ceea ce cuprinde cartea și care o spune și în postfață, a spus-o și într-un articol și permiteți-mi să mă laud, pentru că atâta timp cât te laudă o persoană de talia lui Teodor Codreanu, n-ai de ce să nu te bucuri. A spus că niciodată nu vom putea să-i mulțumim îndeajuns Mihaela Albu pentru această restituire. Deci, Teodor Codreanu a spus aceste cuvinte și eu sunt acum, după întreaga muncă, mulțumită și nu mai simt efortul. Cum a început acest drum, iată, de peste 20 de ani de recuperare a memoriei exilului? Cum știu cei mai mulți care privesc emisiunea, și eu am fost timp de 6 ani la New York, am fost primul profesor la Catedra Iorga, redeschisă de regimul de după 89, chiar președintele Constantinescu a fost la New York și s-a redeschis oficial, s-a instituit un concurs și eu am fost primul profesor acolo. Acolo am întâlnit români care erau veniți de mai puțin timp, dar mai ales români care erau veniți de mai mult timp. Și am locuit la consulat, unde este misiunea României la ONU, unde am avut norocul să găsesc o bibliotecă bogată și să cunosc în același timp români, scriitori, pe care nu știam, de care nici măcar nu auzisem ca nume, dar să le citesc cărțile. Și cum spuneam înainte, din aproape în aproape, s-a deschis această poartă care duce pe un drum aproape fără sfârșit, pentru că ei au fost destul de mulți, au fost răspândiți în toate colțurile mapamondului, de la Australia până la America Latină, până la America de Nord, Canada, Europa, și ca atare ceea ce au făcut ei acolo, de la înființare viste și ziare, de la înființare edituri, biblioteci. Mi-aduc aminte că în São Paulo, într-o scrisoare, un român, nu mi-amintesc numele pentru că nu e unul dintre scriitorii cunoscuți și de aceea i-am uitat numele, dar ceea ce a făcut el acolo, spunea deschide o bibliotecă, vrea să deschide o bibliotecă, gen biblioteca satului, pentru toți românii. Și biblioteca de la Freiburg, care este încă acolo, și îndemnul Eliade către toți românii scriitori din exil să trimită tot ceea ce au produs la biblioteca de la Freiburg, ca să fie acolo un tezaur a ceea ce au făcut ei departe de țară, dar cu țara în suflet, așa cum spuneam de fiecare dată. Continuă acest drum diaspora românească? Cei care au plecat după 89 sunt emigrați care se întorc acasă de câte ori vor, care nu mai au restricțiile acelea de a, dacă s-ar întoarce acasă și-ar pierde libertatea sau chiar viața. Și ei continuă. Sunt acolo, în țări din Europa, în Statele Unite, în Canada și în alte țări, destui români care scriu, continuă să scrie în limba română, dar continuă mai ales să scrie în limba țării unde s-au așezat. Au învățat atât de bine limba încât pot scrie direct fără traducere. Și iată că acolo s-au făcut cunoscuți și premiați
Pe de altă parte, ei vin în țară și mulți dintre ei își publică și în țară cărțile. Și pentru că mi-ați spus, m-ați întrebat despre acest lucru, chiar am adus cu mine, primită astăzi, o carte superbă și la propriu și la figurat, apărută la editura Spandugino în colecție de autor. Această editură scoate niște cărți foarte frumoase ca aspect, dar și de mare valoare, serii de autor. Și, cum spuneam, astăzi am primit cartea aceasta, Periscopa lui Constantin Eretescu, un scriitor și savant român care, alături de soția sa, Sanda Golopenția Eretescu, trăiesc în Providence, Statele Unite. Ea a fost profesor la Brown University, una dintre cele mai importante universități, Ivy League School, cum se spune, și el de asemenea profesor în Statele Unite, pensionare acum, dar care continuă să scrie în limba română și continuă să publice în România. Și iată, editura Spandugino promovează scrierile lor, așa cum, să spunem, un Norman Manea sau Matei Vișniec și alții care vin în România periodic și își publică în țară cărțile, dar continuă să trăiască acolo și continuă să scrie și în limba franceză sau germană. Și să nu uit românii din Canada, să nu uit pe cei care sunt urmași și celor care au înființat, plătind o suprafață mare la câmpul românesc de la Hamilton, de lângă Toronto, și unde continuă să se desfășoare în iulie săptămâna câmpului românesc, unde vin scriitori care locuiesc în Canada, dar și scriitori invitați care locuiesc în România. Eu am fost anul trecut în iulie invitată și unde chiar am avut bucuria să țin chiar mai multe conferințe și sigur să prezint cărțile și revista Antilete. Și pentru că ați adus vorba de revista Antilete, este un număr cumva rotund, ajuns la cea de-a 20-a ediție. Cred că volume pentru care munci serios și care presupună eforturi pe mai multe zone, atât până la urmă de concentrare, de timp, de experiență și de expertiză, dar și financiar. Absolut. Această revistă, cum spuneam, a apărut din necesitatea de a promova, de a aduce acasă scriitorii interziși timp de 50 de ani în România. De aceea și volumul Eminescu se numește Din exil acasă, cu Eminescu de mână, preluând o formulă a lui Vintilă Horia, care spunea: ne vom întoarce acasă cu Eminescu de mână. Acasă, metaforic, îi încerc să-i aduc pe scriitor prin volumele pe care le scriu sau le coordonez în ediția Cărțile Exilului, apărută la editura Aius, și să nu uit să menționez și să subliniez încă o dată editura Aius și pe director, profesorul Marinescu, care au fost deschiși la toată această, acest demers al meu, deci colecția Cărțile Exilului. Și tot la editura Aius apare această revistă frumoasă și la propriu și la figurat, frumusețea ei la figurat datorându-se Sorinei Bela și lui și domnului Florin Cârlan, care ajută la tipărirea revistei. Dar mă întrebați cât de greu este sau dacă este greu. Sigur, exact ca și pentru volumul cu Eminescu, încerc să găsesc cât mai multă informație despre scriitorul
căruia îi dedic numărul. În cazul acesta este Constantina Măriuței, filozof important român, care l-a tradus pe Heidegger, care l-a cunoscut pe Heidegger și care, din păcate, este încă puțin cunoscut la noi. El a fost un filozof important, dar a fost, pe de altă parte, și un poet și un editor. Ca să dau un singur exemplu, revista Caiete de Dor, pe care el împreună cu Virgilie Runca, timp de 7 numere, au finanțat-o, el făcând chiar muncă de hamal pentru a strânge bani să editeze revista Caiete de Dor. Iată ce dedicați au fost românii din exil. Și să nu-l uit pe el ca romancier premiat pentru 2 romane în Franța, scrise în limba franceză. Iată ce oameni am avut și care trebuie, încă o dată spun, aduși acasă, adică făcuți cunoscuți publicului. Pe de altă parte, sigur, nu revista nu o dedic integral unui scriitor, ar fi poate plictisitor, și încerc să fie cu subiecte variate, dar sigur cel mai mult celui care apare pe copertă. Am deschis întâmplător la coperta revistei Caiete de Dor, revistă pe care, repet, Virgilie Runca și Constantin Amăriuței au editat-o la Paris. Revista are rubrici permanente, argumentul prin care demonstrez de ce a fost nevoie de această revistă, în același timp de ce se numește Antilete, pentru că ea este dedicată memoriei celor care au plecat și este un titlu preluat de la Vintilă Horia. Antilete, spunea el, am intitulat acest jurnal pentru ca să nu uit. Deci Antilete, o revistă împotriva uitării. Sunt așadar rubrici permanente, mozaicul portretistic al autorului căruia este dedicată revista, pagini din literatura exilului, poezie, proză, recenzii, critică literară, depinde de situație, de la caz la caz, toate sigur apărute în exil, și pagini de corespondență, ceea ce aduce un plus literaturii române, istoriei literaturii române și chiar amintiri memorialistică. Tot așa am deschis întâmplător aici, la memorialistică, Ștefan Baciu, care își amintește despre Mircea Eliade și spune cu Mircea Eliade la Brașov, Ștefan Baciu fiind originar din Brașov. Coperta 4 aduce din cuprinsul revistei imagini cu coperte de cărți, coperte de reviste, care întregesc imaginea asupra ceea ce s-a petrecut în exil și noi, încă o dată spun, am fost văduviți de această mare, de acest mare tezaur al nostru și de limbă, nu numai de cultură, pentru că ei au promovat o limbă română curată, frumoasă. Dau un singur exemplu, poate mai puțin relevant pentru unii. Virgilie Runca, cel considerat voce alături de Monica Lovinescu de la Europa Liberă și jurnalist, îndemn să se citească articolele lui Virgilie Runca și poezia sa pentru limba română. O să vă adresez o întrebare care poate să pară extrem de superficială, dar aș spune că este necesară, având în vedere perioada în care trăim, având în vedere timpul care pare că se comprimă și având în vedere caracteristicile unei generații Z care pare că nu mai are răbdare. La ce bun, doamnă profesor? La ce bun toate acestea? Da, la ce bun poeții la vremuri sărace. Dar este, în primul rând, scrisul rămâne.
Și la o astfel de întrebare m-aș duce în spate de tot în timp. Știați că romanul lui Mircea Eliade, 12 trandafiri, a fost publicat numai în 50 de exemplare? Și, deci, o nimica toată față de mii de exemplare în care se publică alte cărți și iată, totuși, avem această carte. Dacă nu s-ar fi publicat, nu am fi avut-o deloc. În timp și în prezent, dar și în timp, vor fi oameni care vor citi, care vor dori să citească, care își vor mobila creierul și sufletul cu cartea. Că va fi pe hârtie, că va fi pe suport electronic, cartea va rămâne, cartea trebuie să rămână. Altfel, ne întoarcem la omul din Neandertal, ce facem? Trebuie, sigur că orice generație și mai ales acum, dar și orice societate are o diversitate de populație. Sunt și persoanele care se specializează în a face această masă, altele care știu să facă acest microfon, eu nu știu. Sunt și altele care știu să facă un pahar de plastic, persoane, sunt și persoane care au făcut, iată, drumul expres, extraordinar realizare către București, către Pitești, mai bine zis, Craiova, și continui să-i laud. Sunt și oameni care operează laparoscopic, doctori, sunt și oameni care predau cu dăruire și creează în viitor doctori sau oameni care vor face rachete sau nu știu ce altceva și oameni care, deci, se vor instrui într-un fel sau altul și literatura ajută, așa cum ajută orice artă la mobilarea creierului și a sufletului. Deci eu zic că este bun. Și ar trebui să înțelegem acest lucru, că avem nevoie pentru a putea să creăm acele conexiuni, pentru a putea să gândim liber, cum până la urmă ne vrem cu toții a fi liberi. Nu putem din informații sau din frânturi de informații pe care le găsim la un click distanță. Asta exact. Pe lângă faptul că acestea pot fi puse de multe ori acolo, în scop manipulativ și în alte scopuri, care în niciun caz nu ne fac nici liberi și nici personalității de sine stătătoare. Exact, exact. Să continuăm fiecare pe drumul său, să încercăm să aducem ceva pentru societate, pentru omenire. Dacă fiecare ar prețui timpul, pentru că acesta mie mi se pare unul dintre motivele principale pentru care trăim pe acest pământ, trăim scurt, foarte puțin, dar timpul acesta poate fi dilatat dacă noi îl conștientizăm și trăim clipa, încercăm să lăsăm o urmă pe pământ, cum spune românul, să punem o floare, un pom, să sădim un pom, să facem un copil, să clădim o casă, să scriem o carte, poate, să ajutăm într-un fel sau altul pe cel de lângă noi. Fiecare îl poate ajuta în felul lui și atunci, așa cum spuneam la Salonic în interviul care mi s-a luat de către televiziunea română, parafrazând Inter arme silent muze, am spus, atâta timp cât există muze, armele vor tăcea. Sperăm. Apropo de lucruri care dăinuie, Uniunea Scriitorilor din România a făcut un lucru excepțional, care știu că vă este foarte drag. Ne-a dăruit și v-a dăruit o serie de cărți poștale, care, iată, ne duc cu gândul cumva și către trecut, dar și către viitor, dedicate autorilor cunoscuți, autorilor din filială. Din filială, exact. Pe care, nu știu, o mai trimitem prin poștă? Renunțăm la SMS? Uneori, da. Uneori mi se pare mult mai elegant să trimitem de sărbători o felicitare frumoasă, desenată. Eu chiar am acasă un set de felicitări
confecționate tot de o româncă din exil, Alexandra Conte, care este și pianistă, o doamnă în vârstă, mult mai în vârstă chiar decât mine, și care în același timp confecționează aceste felicitări și le dăruiește prietenilor pentru a fi trimise cu diverse ocazii prin poștă. Poșta română încă există și funcționează. Eu trimit cărți și poate dacă cineva ar asculta din poșta română și cei din Craiova care lucrează la oficiul de pe Calea București, eu le mulțumesc pentru că eu trimit foarte mult revista și cărțile în țară și acestea ajung. Și grație Poștei Române. Iar în același timp să nu uit să mulțumesc președintelui filialei noastre, scriitorului, poetului Mihai Virică, care a avut această idee și a găsit înțelegere la Poșta Română și această carte poștală poate fi trimisă prin poștă ca orice carte poștală care reprezintă, eu știu, clădiri din Craiova, să zicem. Monumente din Craiova, de data aceasta avem monumente cumva vii. Da, este portretul nostru și în același timp un fragment de poezie, pentru că prima ediție a fost cu poeții din filială, acum am înțeles cu fragmente de proză și fragmente de critică literară ale colegilor care doresc să continue acest frumos demers. Este drag? Ce vă este mai drag, mai apropiat sufletului, ca și titulatură, iată, de a vă adresa profesor, critic literar sau poet? Profesor. Profesor, pentru că, sigur, scriu și asta fac tot timpul și în gând. Și mergând pe stradă și gândind la cărți, gândind la ce am citit, gândind la ce vreau să fac. Dar am dat la filologie ca să fiu profesor și am fost un profesor care s-a dedicat cu tot sufletul profesiei, pentru că l-am urmat pe tatăl meu și dacă mi-este îngăduit să avansez acum o carte care este aproape gata și sper eu într-o lună să fie, am găsit, este, să spun despre ce este vorba, poate se va intitula Destine în malaxorul istoriei. Străbunicul meu l-am găsit, învățătorul Ion Paveliu, care într-un sat din Gorjul actual, din Valea Boului Maiag se numește acum, care a fost un învățător dedicat copiilor, care nu numai că a predat cu tot sufletul, pentru că am găsit în arhive procese verbale de inspecție multe, în care este foarte lăudat, dar am găsit și documente că el cu banii lui a clădit școala de acolo și a dotat-o cu mobilier alături de cu contribuția și a preotului Milculescu din acel sat. Iată, străbunicul a fost învățător, tatăl meu a fost profesor, eu am fost profesoară și chiar dacă nu mai predau și sunt la pensie acum și îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, pentru că dacă rămâneam în Statele Unite puteam să predau, pentru că acolo ai voie să predai atâta timp cât dorești, cât poți. Mm-hmm. Și ca atare, la 65 de ani, când am fost pensionată obligatoriu, eu încă aveam multe de spus tinerilor și, din păcate, legea noastră așa a fost. Dar iată că nu înceta să ne spuneți, poate că a fost mai bine așa, că altfel nu știu dacă ar fi fost suficient timp pentru a avea toate volumele pe care ni le prezentați de fiecare dată cu atâta generozitate. A văzut lumina tiparului un nou volum de poezie semnat de către dumneavoastră, un volum care ne spune critica, impresionează printr-o simplitate elegantă. Mai tot ce faceți dumneavoastră pare simplu, dar în același timp extrem de laborios creat. Simplitatea e mult mai grea.
sigur fără să mă compar, dar să ne gândim la poezie mineștiană, care pare, unele poezii par atât de simple, dar unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Încă o dată, mea culpa, pentru că în niciun caz nu m-aș compara cu geniul lui Eminescu. Încerc să dau din sufletul meu în poezie, din mintea mea în critica și istoria literară. Și l-aș parafraza acum, sau nu, aș spune chiar direct ceea ce a spus scriitorul, am făcut o mică pauză pentru că el este cunoscut mai ales ca preanaltul, prefericitul Bartolomeu Anania, dar în același timp scriitorul Valeriu Anania, cel care a fost dăruit cu harul cuvântului, cel care a fost atât de apreciat de arghezii, dar care în timp de 10 ani în Statele Unite, fiind acolo, a înființat o revistă pe care a numit-o Noi, și în cuvântul de început al primului număr a spus: nu am editat această revistă pentru a umple un gol, ci pentru a goli un plin. Iată că încerc și eu să golesc un plin, iertat îmi fie faptul că îl repet, dar am vrut să îl punctez și pe scriitorul Valeriu Anania, inegalabil scriitor, chiar și atunci când face portretele celor pe care el i-a cunoscut și i-a admirat în rotonda plopilor aprinși. Cu toată modestia care vă caracterizează, eu aș vrea să vă întorc la volumul de care vorbeam, Cuvintele mor în picioare, apărut la editura Vremea, pentru că vă place foarte mult și vorbiți cu atâta generozitate de alții, dar atât de puțin de dumneavoastră. Da, volumul are un titlu poate puțin șocant, nu? Cuvintele mor în picioare, așa cum copacii mor în picioare, dar cuvintele nu mor. Deci asta am vrut să transmit, și dacă mi este îngăduit, voi citi acest poem, dacă mai este timp. Sigur. Este structurat în câteva secvențe și o să spun 1, 2, 3, 4, 5. Așadar, cuvintele mor în picioare. Este practic poemul care dă și titlul volumului. Care dă și titlul volumului, exact. În ultima vreme, tot mai mult, tot mai aproape, strâng întâmplări și inamici. Fac colecție de cuvinte aruncate la întâmplare, de cuvinte bumerang. Le adun într-un colț de memorie, împreună se amestecă. Se rănesc unele pe altele, sucombă în înțeles. Încerc masochist să le scot uneori la lumină, topite în magma nonsensului fluidă, aproape inamici în noaptea uitării. Necesitatea refacerii colecției. În jur, mereu primăvară. Numai puțin că am pierdut. În jur, mereu primăvară. 2. Și totuși e primăvară. Chiar dacă pietrele îmi rănesc tălpile goale. Și totuși crește iarba. Chiar dacă rugii îmi sfâșie hainele. Și totuși explodează muguri și bulbi. Chiar dacă îmi îndurerează retina culorile. Nu mă las amețită de mirosuri, nu mai cred în frumusețea inocentă. Nu sunt decât un număr într-un lung, necunoscut lanț fragil. 3. Se desprinde gheața în bucăți, cuvintele tale în colțuri. Dar veni primăvara adevărată, s-ar topi înțelesurile, ar curge râul în zăpezi de ploi inocente. Dar veni primăvara, s-ar aduna pâraie de încălzit privirea în fluvii de dus gheața pe alte tărâmuri. De-ar veni primăvara. 4. Cândva mi s-a dat primăvara cu bon de mână. Mereu. Ideea este că nu am niciun volum de la Vremea și ca atare sunt nevoită, ceea ce nu-mi place deloc.
să citesc. Cândva mi s-a dat primăvara cu un bon de mână. Cu timpul, în scrisul a început să-și piardă vigoarea. Palide amintiri ale înfloririi rămase, urme de litere bine plantate cândva. Când a fost primăvară? Dar a fost? 5. Neîndoios lumea cuvintelor, asemeni lumii copacilor, se nasc din sămânță de gând, cresc chemate de lumina începutului, rămân să umple zilele cu ozonul adâncului adus de lungă tăcere, mor apoi demn în picioare, dar nu de tot, colțuri odrăslesc, cioturi odrăslesc în pământ de apurul primitor, al limbii dăruite odată cu zâmbet de mamă. Eu pot desena copacii, îi pun în ramă. Dar cuvintele, cuvintele, cum să ți le trimit în dar? Sună a poem mărturisire. A poem? Mărturisire. A, e posibil. Am simțit cumva că... ca o povestire unui prieten. Cum, da, și cum să trimit celor care citesc cuvintele în dar. Pentru că ele niciodată nu mor sau mor în picioare. Totdeauna odrăslesc. Totdeauna dau alți muguri. Chiar cuvintele vechi rămân în proverbe și noi le folosim încă. Poate nu știm ce mai înseamnă, dar le folosim în proverbe, nu? Absolut. Cum este? Cum scrieți? Ce tabieturi are poeta de data aceasta, Mihaela Albu? Nu sunt tabieturi, nu sunt genul care să spună, vai, numai dacă am o cafea în față sau eu știu ce. Poate fi un exemplu, este cel când citesc poezie, nu știu cum fac o legătură și îmi vine o idee care poate nu are nicio legătură cu poezia pe care am citit-o. Un cuvânt declanșează în minte altceva. Asta este într-adevăr un exemplu. Altădată, nu știu, vine de undeva un vers și mi-amintesc acum că regretatul Grigore Vieru îmi spunea, l-am cunoscut destul de bine, îmi spunea că odată i-a zis Leonid Alari, nu e așa, Grigore, că cuvintele și versurile îți vin de la Dumnezeu? Și Grigore Vieru a spus, nu, ele vin de la mine pentru că lucrarea Domnului este perfectă, poezia mea este imperfectă. Deci de undeva vin, sigur, nu știu dacă de la Dumnezeu, sau din prea plinul acela care trebuie revărsat uneori. În proză, în poezie, în discuții, în conferințe și așa mai departe. Pare că se scrie mult și astăzi, mai ales poezie. Poate și datorită, a spune, nu cred că din cauza, accesibilității către a publica editurilor care primesc manuscrisele. Sigur. Dar parcă puțin găsim în librării astăzi autori contemporani la care să regăsim, iată, melodia, rima, ritmul, acele versuri care curg. Da, de asemenea le regăsim și la dumneavoastră. Este o modă acum că tot ceea ce ține de rimă și ritm este de suet, este de în secolul trecut, noi scriem altfel. Uneori, sigur, melodia, în ghilimele, poate să vină din sunete, nu neapărat din rimă, din idee, dar aduce cuvântul frumos, nu neapărat cu, eu știu, cuvinte perimate și cuvinte care să fie numai floricele, ci cuvinte care sunt cu mai multe conotații, cuvântul
greu cuvântul care exprimă adevărul, ca să citesc din nou din poet, este sigur o lucrare. Acum se scrie și poezie și proză aproape de licențios sau depășind. Nu știu, eu personal nu gust o astfel de, să zicem, poezie care epatează, care a fost de multe ori premiată, tineri și tinere mai ales, care încearcă să șocheze prin aceste cuvinte care sunt lipsite de pudoare și nu sunt eu persoana care să anonestez pe cineva în situația aceasta, dar totuși ne trebuie o eleganță pe care, dacă o avem, putem să fim îmbrăcate. O doamnă poate fi îmbrăcată într-o rochie ieftină, dar să o poarte cu eleganță, poate să fie îmbrăcată în ceva foarte scump și care să șocheze și care, de fapt, nu trezește respect. E, cred eu, așa, făcând o comparație poate exagerată, eu nu cred că această poezie trezește admirație, nici plăcere, nici respect. Însă, sigur, așa cum muzica, eu știu, zicem că manelele au publicul lor, muzica simfonică are publicul ei, să încercăm să luăm publicul de la manele, să-l educăm către muzica simfonică și nu să ne coborâm noi către toate aceste cuvinte pe care, sigur, orice om needucat le poate folosi și nu trebuie să fii poet pentru a le pune pe hârtie. Poate exagerez, dar cred că nu. Foarte bine, foarte bine spus. Este cumva, e bine că se întâmplă lucruri, pe de altă parte cu privire, este libertate. La, exact, cu privire la valoarea acestora, timpul. Proba timpului, exact, este cea care ne va arăta. Exact. Dacă rămâne. Doamna profesor, sunteți extrem de energică și în discurs, iată, și în operele pe care le realizați și la propriu, că am tot vorbit de la propriu și la figurat. Ați fost în Grecia, acum sunteți în Craiova și ați avut și ieri evenimente culturale. Da. Și urmează să plecați la București, unde de asemenea veți avea tot evenimente culturale. Da, se deschide miercuri târgul Bookfest, primăvara este Bookfest, toamna este Gaudeamus, și unde se vor prezenta foarte multe edituri și foarte multe cărți, și acolo vineri la ora 17 voi lansa volumul de poezii Cuvintele mor în picioare de la editura Vremea și mulțumesc încă o dată și pe această cale editurii pentru că întotdeauna a fost deschisă și directoarea editurii Silvia Colvescu, care se ocupă de coperta cărților și a făcut și de data aceasta o copertă foarte frumoasă și sugestivă, și sâmbătă la ora 18 la standul Muzeului Literaturii Române va fi prezentată ediția a doua a volumului Din exil acasă cu Eminescu de mână. Să sperăm că vor fi cititori, mai ales că este weekend și în general la târgul de carte se întâmplă lucruri, se lansează cărți, se întâlnesc scriitorii unii cu alții veniți din toate colțurile țării și în același timp cititori care doresc, cel puțin chiar dacă nu cumpără, să răsfoiască aceste cărți, să afle, pentru că e bine să știi ce s-a mai publicat, după aceea poate te interesează. Și foarte important, se găsesc foarte mulți tineri la aceste târguri. Da, da, exact. Dar pentru cei care sunt mai pesimiști și au impresia că totul este pierdut, nu este așa. Nu, și repet, totdeauna într-o societate sunt și oameni care citesc, oameni care scriu, oameni care fac șosele, oameni care fac orice obiect de care noi ne folosim și îi mulțumim
indirect omului respectiv că a făcut un scaun bun, confortabil, eu știu, un microfon la care se aude și așa mai departe. N-aș vrea să uităm, mai aveți un volum pe care ni l-ați adus și despre care vrem să știm mai multe. Chiar două. Da. Da. Înainte de asta să arăt și să mulțumesc încă o dată traducătorului, un bulgar care a fost îndrăgostit de limba română studiind-o și care cu această carte se lansează și a câștigat chiar o bursă la ICR pentru traduceri. Atelier de cuvinte. Atelier de cuvinte este una dintre poeziile aleasă de el, titlul volumului el l-a ales dintr-una dintre poezii și cartea a fost tradusă de Dobromir Andreev în limba bulgară și îngrijită și ideea mai ales i-a revenit prietenii și colegii mele conferențiar la Universitatea din Craiova și acum lector la Universitatea din Veliko Târnovo, Camelia Zăbavă. Și vorbeați de cea mai recentă, în afară de cartea de poezii, lansată la Gaudeamusul din iarnă la Craiova. De data aceasta un volum de proză. De proză scurtă. Este al doilea volum de proză. Primul s-a chemat Je ne regrette rien, care este biling, român-englez, dar tema centrală a acelui volum este exilul, iar tema centrală a acestui volum este comunismul și mai ales anii 50-60, care este încă o perioadă puțin cunoscută de către tineri și chiar editoarea, și iar îi mulțumesc și pentru cum a făcut această carte Sorina Bela de la editura Aius, a spus un lucru care m-a determinat pe bine să o invit să fie printre cei care vorbesc despre carte la Gaudeamus. Ea fiind tânără și a spus că această carte a zguduit-o și că această carte trebuie citită mai ales de noi tinerii pentru a ști, sigur, sub formă de ficțiune, dar bazată pe mult adevăr, ceea ce s-a întâmplat și părinții, bunicii mai ales al tinerilor, iar părinții mei au ținut ascuns, protejându-ne, dar protejându-se în același timp și pe ei, pentru că atunci când copiii aflau din casă, puteau să spună, fără să vrea, la școală sau, da, pentru cine nu știe, copiii care spuneau ce au auzit în casă, lucrurile acestea împotriva regimului, erau evidențiați, erau scoși în fața careului și lăudați și, deci, formați să fie delatori. Și ca atare, părinții mei, de exemplu, și părinții noștri ai generației mele încercau să ne protejeze, dar se protejau și pe ei. Casa Albastră este, a existat o casă în Craiova, bunica mea spunea Casa Albastră, dar sigur restul este imaginație cu persoana care a locuit în această casă, însă bazată încă o dată pe adevăr, pe realitate crudă care s-a întâmplat nu numai în Craiova, dar s-a întâmplat în România în anii 50-60. Prima parte, deci, este ficțiune, a doua parte este realitate directă cu numele personajelor reale. Extrem de interesant, așadar, da, Casa Albastră. Mi-am permis și alte și încăperi. Deci alte lucruri care s-au întâmplat. Apărută la ce editură? Tot la Aius. La editura Aius. Tot la Aius și tot Sorina Bela, care a făcut o carte atât de frumoasă și să-i mulțumesc și Anei Dobre, criticului literar Ana Dobre, care a scris despre carte și a publicat în Mozaicul o cronică și am preluat-o pentru coperta 4. Așadar, astăzi cel puțin două volume care pot să constituie lectură pentru perioada următoare, Cuvintele mor în picioare, poezie, volum semnat de Mihaela Albu și, de asemenea, Casa Albastră și alte încăperi, volum de proză,
semnat Mihaela Albu. Doamna profesor, vă mulțumesc tare mult pentru că v-ați făcut timp prin multele activități pe care le desfășurați în această perioadă. Vă așteptăm cu drag de fiecare dată. Teleuniversitaria este o televiziune serioasă și o televiziune care, într-adevăr, promovează cultura pentru cine are ochi și urechi de auzit. Sunteți amabilă cu noi. Nu, mulțumim. Așa este. Mulțumim încă o dată. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru răbdarea cu care sper că ne-ați urmărit. Toate cele bune. La revedere!